Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM! Bună ziua prieteni, sunt Mirela Rătegan, sunteți la Schimbă Perspectiva la Europa FM. Astăzi vă propun o ediție specială și pentru că îmi doresc foarte tare să o las cât mai mult, să vă povestească din ceea ce știe, din ceea ce cunoaște, să nu vă mirați că astăzi o să fiu așa, mai cuminte, mai rezervată, pentru că mă simt ca la școală și mă simt la ora de fizică, aia care nu-mi plăcea. Pentru că eu nu am avut un profesor de fizică să mă explice fizica într-un fel în care să mă îndrăgostesc de știință. Și oricum, inclinația mea era clar spre literatură și spre partea umanistă. Astăzi am invitat să schimbăm împreună perspectiva asupra felului în care privim um, lucrurile pe care nu le vedem, nu le putem atinge, dar care ne impactează viața, o prietenă dragă, un om care a îndrăznit la un moment dat să schimbe perspectiva profesională într-un fel drastic, i-aș putea spune. Anca Jugănaru, bine ai venit! Îți mulțumesc, draga mea! De la profesoara de fizică, cea care avea catedra stabilă, venitul foarte clar, lucrurile erau foarte bine așezate, într-o zi te-ai apucat de spiritualitate! Spiritualitate! De minte! M-am apucat să îi ajut de fapt mai mult pe copiii de la școală. E un traseu interesant, am să spun câteva de cuvinte. Rog. Am predat 22 de ani fizică, pentru că asta mi-am dorit de când eram mică. Mama îmi spunea că la 2 ani când turuiam eu, primul lucru pe care l-am spus a spus că vreau să fiu profesoară. Și nu mi-a ieșit niciodată din cap lucrul ăsta să mă fac profesoară, ceea ce m-am și făcut. Însă, după 22 de ani, am întâlnit o filozofie care, pur și simplu, am îndrăznit să o cred ca fiind mult mai benefică dacă aș urma-o față de ceea ce făceam. Pur și simplu am spus că ceilalți colegi ai mei o să poată să învețe pe copii fizică și eu pot să-i învăț ceva mai valoros, și anume. Cum să învețe și cum să se cunoască pe sine și potențialul lor. Și asta mi s-a părut fantastic, pentru că știm că folosim foarte puțin din potențialul nostru. Cred că fiecare om uh, poate să spună într-un moment, da, puteam să fac mai mult și de ce nu facem. Deci la catedră erai profesoară de fizică și acum ești profesoară de minte Cam așa <laughs> Pentru că înveți pe oameni și pe copii cum să-și folosească mintea într-un mod în care să le susțină uh, visurile, planurile existența de zi cu zi Să le spunem ascultătorilor că noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, de peste 20 de ani, da. eu știam ce fac Anca și Cristi pentru că ei fac o echipă împreună în Metoda Silva și m-au invitat de nenumărate ori la cursurile lor. Evident că eu eram, nu eram profesoară de fizică, eram profesoară de joacă și mă consideram că e foarte important ceea ce fac și că n-am timp pentru altceva. Până într-un weekend în pandemie, când n-am avut de ales, eram acasă, voi tineați cursul uh, în weekend, Așa că am zis, ok, bine, hai că vin și asta eu o să stau un pic și uh, o să ies din online, că nu o să mă vedeți și pot să chiulesc. Că eu la școală chiuleam, recunosc, doamna profesoară, că eram șefa chiulangiilor atunci când ceva nu reușea să mă atragă. Am început cursul Silva cu voi online și mi-am dat seama că au trecut două ore, trei ore, cinci ore, șapte ore, 12 ore. A trecut ziua de sâmbătă și abia așteptam să vină duminica să deschideți din nou cursul online și dacă eu am stat două zile lipită de laptop ca să vă ascult pe voi și să fac tot ceea ce mi-a zis voi să fac, iar din acel moment aplic lucruri pentru tot restul vieții mele, sper că o să rămână valabil, am zis, de ce să nu vină încă la radio, să dăm mai departe, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă un pic, măcar un pic, aceste lucruri de neînțeles, de fapt, pentru cei care nu Dau voie minții să se deschidă Da, exact asta Mi-aduc aminte că ne-am întâlnit Și Cristi ți-a propus să vii și în momentul în care am fixat prima dată în pandemie cursul online, a zis, acum e momentul să o prindem pe Mirela. Nu o să poată să zică nu, pentru că n-are nimic în program. Totul s-a anulat. Și într-adevăr așa a fost. M-a da, uh... ajutat enorm, pentru că mă trezeam dimineața direct cu ochii în telefon, direct cu ochii în probleme. Mă culcam seara cu ochii în telefon, cu gândul în probleme. Voi ați venit să mă ajutați să... Îmi folosesc momentul acela de dimineață când aș putea să-mi fac planurile pentru ziua respectivă, dar nu planurile de rezolva probleme, ci planurile de lucruri pe care pot să le obțin, iar seara să mă relaxez înainte de a mă culca, gândindu-mă la lucrurile frumoase pe care le-am făcut și la ce vreau de fapt să se întâmple mai departe. Asta m-a atras și pe mine la acest domeniu, este domeniu, domeniul antrenamentului mental și am intrat în acest domeniu într-adevăr prin metoda Silva, pe care o predăm și acum, dar am dezvoltat și programele noastre. Asta m-a atras la filozofia aceasta, pentru că Jose Silva, cel care a pus bazele metodei Silva, a reușit să facă ceva incredibil în lumea asta a științei și anume a luat mintea, care nu este un obiect fizic, cum este creierul, cum sunt celelalte lucruri din jurul nostru și pe care putem să le încadrăm, au trăsături, au caracteristici, putem să le măsurăm, e simplu cu ele, știința deja e expertă în domeniul ăsta, mintea nu e un obiect, nu e ceva ce palpabil, ce are densitate, masă, uh, nu știu, temperatură și așa mai departe. Și din motivul acesta, că vorbeam mai devreme, este dificil de încadrat studiul minții și descoperirile despre minte în cadrul, științii, în cadrul științei. Asta a fost marea lui provocare și a reușit să, să aducă, să aibă un aport fantastic, pentru că a reușit să îi determine și să îi descopere legile după care ea funcționează, culmea pe copiii lui nu avea alt material, a avut 10 copii și și-a folosit pur și simplu cei 10 copii, a experimentat pe ei exerciții, le-a măsurat activitatea craniană, tot ce se întâmplă acolo și a făcut corelația între gânduri minte, creier și apoi ce, obținem din acțiunile noastre prin intermediul corpului nostru și a celorlalte lucruri. Și în felul ăsta, mintea a devenit un pic mai palpabilă. Se poate spune în momentul acesta că mintea influențează gândul. Mi mintea creem lucruri și este dovedit că este așa Deci tu erai profesoară de fizică în București la liceu? Uh, la, la al doilea cel mai slab liceu din București nu o să-i spun numele, dar are foarte mare importanță pentru mine pentru că a fost cea mai benefică experiență de profesor din viața asta eu acolo am învățat să fiu profesor de fapt de ce? Pentru că aveai copii dificili? Copii dificili, copii de la marginea societății, copii din familie. Dar de ce ai ales asta? Um, n-am ales eu musai, adică n-am știut un ce e acolo. Pur și simplu n-am știut, am ales după un criteriu simplu, să fiu aproape de casă, să fiu aproape de copii, că erau mici și trebuiau Dar dușa. Ai ales să rămâi? Am ales să rămân în momentul în care mi-am dat seama ce valoare e acolo. Eu n-am fost niciodată un uh, profesor uh, de excelență. Nici fizica pentru mine nu a fost materia preferată. Matematica a fost, biologia a fost. Dar partea frumoasă a vieții este că ce nu înțelegi la momentul acela, înțelegi după și atunci, aha, ăla face ca viața să fie minunată și să o mai vrei încă o dată. Deci, erai De. acolo, la liceu, ai descoperit cum poți să lucrezi cu copiii aceia care nu erau din mediile cele mai fericite și, la un moment dat, ai dus la un curs Silva. La un moment dat, cine mi cineva mi-a recomandat, Cristi, da? Cristi fiind astăzi colegul și partenerul tău de viață și tovarășul tău de muncă Cristi fiind astăzi, ca să-l citez, partenerul meu, iubitul meu, soțul meu, prietenul meu, confidentul meu și așa mai departe Asta spune el despre mine, da Ok L-ai cunoscut și? L-am cunoscut într-un moment în care mi-am schimbat perspectiva despre relații. Apropo de schimbarea perspectivei, am încetat prima mea căsnicie și am început o a doua căsnicie. De fapt, am început un, un mod autentic de a privi iubirea. S-au întâmplat multe lucruri în momentul ăla în viața mea și, totodată. S-a întâmplat această schimbare în cariera mea de a mă duce către a învăța pe copii despre potențialul lor. În metoda silvat, că tu știi lucrul acesta. Te-ai trezit așa dintr-o dată? Vis-a-vis -vis de carieră? Vis-a-vis de uh, accesarea acestei zone spirituale. Nu. Asta vreau să spun. Ce m-a atras? Am fost mai întâi la un curs, eu încă predam. Apoi am făcut cursul, apoi am aplicat ca și tine, și ce mi-a plăcut acolo la filozofia lui Silva este că el a redefinit geniul. Ce știm noi despre geniu și spunem copilor și învățăm este că geniile sunt acele persoane care scriu cărți, au rezultate, schimbă lumea și este foarte adevărat. Însă, Silva a descoperit pe copiii lui și apoi pe grupe din ce în ce mai mari de oameni că geniul, de fapt, este un comportament structural interior al creierului nostru care face diferența în rezultatele noastre. Adică, mai simplu spus, avem două emisfere, emisfera stângă și dreaptă. În sistemele de învățământ clasice din absolut toată lumea, este antrenată emisfera stângă, da? foarte mult logică, analiză, comparație, așa cum știm, și foarte puțin emisfera dreaptă. Și José Silva a zis că asta e un nonsens, dacă avem două emisfere, de ce să nu le punem la treabă pe amândouă? Și exercițiile lui, patentul lui, a constat în a, a oferi lumii o metodă prin care aceste două emisfere să funcționeze aproape permanent împreună, să se sprijine una pe cealaltă, nu doar una și cealaltă deloc. Ei bine, asta pentru mine a făcut diferența, pentru că ceea ce făceam eu la școală, și îți mulțumesc din tot sufletul că îmi permit să spun asta, pentru că gândindu-mă la emisiunea ta, mi-am adus aminte de amintirea asta pe care n-am împărtășit-o nimănui niciodată. Cred că absolut nimeni nu o știe în forma asta, nici cei mai apropiați. Ce făceam la școală este că îi puneam pe copii, copii slabi, foarte, foarte slabi, în sensul clasic, da, îi puneam să facă experiențe. Da, cu materialele pe care le aveam, le dădeam niște operațiuni și la final ei descopereau ceea ce descoperea ceea ce a descoperit Jules om, Faraday și așa mai departe, și așteptam momentul acela de final să le spun, ei neștiind ce se întâmplă la final, să le spun: "Ați văzut ce simplu e, sunteți niște genii, ca om, ca Jules, ca Faraday." Și atunci rămâneau așa uimiți pentru că nimeni nu le-a spus vreodată că erau genii. Ei erau oameni de 2, de 3, de 4. Și eu le spuneam că ei sunt genii. Mi se face piele de găină. Pentru că în momentul în care Jose Silva a demonstrat că toți oamenii sunt genii, atunci pentru mine a fost clar că eu trebuie să aprofundez mai mult domeniul ăsta și să-i ajut pe copii să-și dezvolte potențialul și să-și el cunoască în primul rând. Unde se blochează genialitatea asta? Cred că o blochează societatea în felul în care este organizată, dar nu este vina ei. Nu ar, ar trebui să nu vreau să pun o pată pe ceva. Pur și simplu așa a fost. Din momentul în care a început industrializarea, da oamenii au avut nevoie de forță de muncă și au avut nevoie de inginer și au avut nevoie de tehnologie. Ori tot ce înseamnă tehnologie și forță de muncă este clădit pe emisfera stângă, are nevoie de o emisfera stângă, bine pusă la punct. Și atunci, emisfera dreaptă a fost doar a inventatorilor, nu a mare, a mare mase de oameni care doar trebuiau să acționeze, să facă lucruri. Și din sistemul ăsta de lucru cu oamenii și de educație, pentru că face parte și din educația noastră, pur și simplu avem stânga foarte antrenată și cu dreapta nu știm ce să facem. De fapt, nici nu știm că ar trebui să facem ceva. Ori Silva, prin meditație, că de fapt asta a făcut Silva, da? prin acele exerciții, într-o stare specială de geniu, face ca ambele emisfere să funcționeze împreună și ceea ce se obține este că nu uh, Poți să te odihnești mai mult, poți să lucrezi mai puțin, poți să fii mai fericit, din ce în ce mai bine, în toate domeniile, așa cum zicem noi. Foarte multe rezultate. Această formulă, din ce în ce mai bine, este formula lui Silva? Uh, nu, nu este formula lui Silva, ea aparține lui Emil Cue, care este un farmacist, părintele autosugestiei și care are și el o poveste interesantă, dacă te avem timp, da? Uh, Emil Cuie uh, era farmacist, avea farmacia lui, Nancy și a remarcat la un moment dat că oamenii care veneau la el deși aveau aceleași boli și el le prepara medicamentele unii se însănătoșeau și alții nu și pur și simplu a mers pe firul ăsta și a văzut ce face diferența între viață și moarte că nu chimia lui, adică medicamentele pe care le prepara ci altceva și și-a dat seama că oamenii aceia trăiau într-un mediu pozitiv, gândeau pozitiv erau susținuți de familie, erau optimiști și atunci pur și simplu a închis, a renunțat la acel domeniu, domeniul științific al farmaciei și a deschis un cămin, un azil, un loc unde, trata, un, da, unde trata oamenii cu fraze benefice ceea ce tu știi că avem momentul acesta în curs. Și Jose Silva a preluat filozofia, i-a găsit studiile și le-a implementat în cadrul programărilor din cadrul cursului Silva. Una dintre fraze este din ce în ce mai bine și mi se pare un răspuns excelent atunci când te întreabă cineva ce faci din ce în ce mai bine Adică nu e nicio minciună Nu e nicio exagerare Pui pui toată speranța și credința ta că astăzi ești mai bine decât era ieri și până la urmă spui un adevăr. Spui un adevăr. Că din anumite puncte de vedere ești mm. din ce în ce mai bine. Și mai e aici o, o, o înțelepciune, mai e un schepsis aici. Așa. Pentru că Emil Cui a făcut din asta o știință o știință a modului în care să te sugestionezi pe tine, pe sine, da? Ca să obții rezultate, deci nu vorbe goale, da? Că aici e o, e o mare discuție. Ce facem? Cum vorbim cu noi? E, a zis așa, ceea ce ne oprește pe noi să fim din ce în ce mai bine sau să fim bine, da, în fiecare moment este că noi ne gândim la trecut și exact, nu la viitor. Exact. Pentru că dacă ne uităm la noi, noi suntem excelenti. Acum, acum, în momentul ăsta. Da. Da, mă simt da. excelent Da, da. ieri ce s-a întâmplat Ieri da, ce s-a da, întâmplat? Ier, întâmplat acum două ore da. Că m-a enervat la în trafic da. Și eu rămân ancorată în, în cearta cu ăla din trafic Și în loc să mă bucur de acest moment Unde, uite, suntem în siguranță Nu ne e frig Nu bate vântul, nu plouă Nu ne e foame, nu suntem bolnave uh, 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 toți cei pe care îi iubim și îi avem în sufletul nostru sunt ok. Avem lumină, avem sunet, avem căldură. Suntem împreună, e un moment foarte valoros. Putem să găsim extrem de multe valori ale acestui moment care ele și există. Dar îi suntem rugăm, ancorați în trecut. Îi rugăm pe oamenii care ne ascultă în momentul ăsta să se uite un pic în jurul lor și să încerce să-și dea seama unde sunt ce fac și care sunt motivele lor de bucurie. Excelent exercițiu. Și apoi să se întoarcă puțin la trecut și să accepte că panica vine din ceea ce n-au înțeles sau n-au făcut, și să se ducă puțin în momentul următor și să-și dea seama cum îi prinde anxietatea, mm -hmm. pentru că nu știu dacă vor ajunge, dacă vor face, dacă vor reuși, și stăm acum supărați și uh, nemulțumiți pentru ceva ce poate nici nu o să ni se mai întâmple. Da. Uh, mai e un punct aici sensibil, Înloc. pentru că dacă stăm un pic să fim atenți la viață, mie îmi place să spun asta, că dacă ești atent la viață, viața devine simplă, pentru că îi vezi principiile și în momentul în care simți principiile, ea nu mai are un secret. Trebuie doar să le aplici și în relația aia, și în ziua următoare și în întâlnirea așa. Mai... Principiile, pur și simplu, dar pentru asta trebuie să fii un pic atent. Uh, ori de câte ori ne gândim și ne exprimăm în felul ăsta, nu e bine, nu e, nu e chiar așa de bine, a... și așa mai departe, de fapt, noi vorbim tot timpul despre trecut și ceea ce facem este că, să, este că întărim trecutul. Și atunci, deși viața trece și noi avem momente prezente din ce în ce mai mult, pentru că întărim trecutul, el o să ne conducă, are sens, are logică. Și atunci, fraza asta, pur și simplu fraza asta, ce faci? Din ce în ce mai bine. Aș îndrăzni să spun chiar spus automat. Deci, fără emoție, fără să gândim. Iartă. -mă. Fără să, fără să facem prea multă filozofie. Pur și simplu spusă, din ce în ce mai bine decât ori, din ce în ce mai multe ori, da? Pur și simplu întrerupte întrerupe trecutul. Când te întâlnești cu cineva și nu întrebi ce faci, oh, lasă-mă, deci mai să vezi ce mi s-a întâmplat, deci uh, mă doare piciorul, uh, nu mi-au aprobat creditul, uh, m-au enervat așa. Și oamenii încep să toarne toate lucrurile negative. Din viața lor. Am și crescut cu ideea de, au, știi ce, nu te lăuda. Nu te Correct. lăuda, lasă. Mie mi s-a reproșat de foarte multe ori pentru că eu abia aștept să împărtășesc lucrurile frumoase din viața mea și au fost foarte mulți oameni care au zis, încetează, prea te dai mare cu lucrurile frumoase. Lauda de sine nu miroase bine, nu? Da. Și m-a ajutat foarte tare expresia voastră de fapt a domnului Emil, din ce în ce mai bine, e într-o zonă așa de modestie, ne place nouă românilor așa să fim modești spre ipocriți în această modestie, dar nici nu spun un neadevăr. Nu, pentru că mă refer la viitor. Eu vreau să fie mâine mai bine ca azi? Cred că toată lumea vrea. Și din anumite puncte de vedere, chiar sunt din ce în ce mai bine. Ne întoarcem după pauză să vedem ce e cu meditația asta, pentru că mi se pare că a fost demonetizată și oamenii au nevoie să o reașeze și să ne înveți cum să facem lucrurile corect. Schimbă perspectiva! Am revenit în studio. Anca Jugănarul este invitata mea de astăzi. Anca este specialistă în metoda Silva. Este o metodă din domeniul antrenamentului mental. Anca, împreună cu Cristi, au construit o echipă și îi ajută pe oameni și pe copii să-și folosească mintea mai mult decât o facem în mod normal. Prin meditație. Dar ce înseamnă meditație, Anca? În primul și în primul rând, metoda Silva și antrenamentul mental pe care noi îl practicăm este o meditație de tip dinamic, pentru că există mai multe feluri de meditație. Având în vedere faptul că meditația există dintotdeauna, pentru că ce înseamnă să meditezi? Cădem în meditație. Ne gândim la niște lucruri, ne oprim din ceea ce facem și ne punem atenția pe ceva ce pe noi ne interesează, fie ne preocupă, fie. A medita... Ține de a te introspecta, a face introspecție. Da? Doar că acest lucru poți să-l faci dinamic sau poți să-l faci pasiv. Noi suntem specialiști în meditație dinamică, care e o meditație foarte actuală și actualizată. Dar majoritatea oamenilor, când aud cuvântul meditație, se gândesc la poziția lotus, cu da. cele trei degete adunate și oameni care stau în liniște și uh, nu fac nimic. Silva, a, așa cum spuneam mai devreme, a avut o motivație foarte clară. S-a uitat la copiii lui și Așa cum știm cu toții, dacă suntem mai mulți frați în familie, nu seamănă unul cu celălalt. Unul învață mai bine, altul învață mai puțin bine. Ei bine, pentru Silva asta nu a avut niciun sens ca om de știință, el fiind de electrotehnist. Pentru el nu a avut niciun sens, pentru că copiii erau născuți din aceiași genitori, aceeași mamă și tată, erau hrăniți la fel, erau educați la fel, aveau aceiași profesori, același mediu totul era um, identic ca și bază de educație pentru ei. Și întrebarea de ce unul să fie de patru, respectiv unul să fie de zece, pentru el n-avea niciun sens. A vrut să înțeleagă. Înțelegând și cercetând cum funcționează mintea copilului, de fapt, a ajuns la concluzia de care spuneam că fiecare copil poate fi adus în starea de geniu pentru că este geniu și fiecare ființă umană are capacitate de geniu. Și atunci meditațiile sau exercițiile pe care el le-a le pus la punct au fost ca și pentru cele pentru copii. Rapide, simple, lucrative, cu scop bine precis, pre, cu scop foarte precis. Să fie mai bun la școală. Să hai, să, hai să uh, îi ajutăm pe oameni să nu înțeleagă greșit. Da. Când ne referim la capacitatea de geniu, ne, nu ne referim la faptul că toți ar putea să fie uh, fizicieni foarte buni. Dar toți fiecare om poate să atinGă potențialul maxim din ceea ce are el mai bun în el da fiecare dintre noi putem să facem mai mult mai simplu de înțeles eu nu cred că eu aș putea să fac matematică la nivel de geniu nu trebuie să faci matematică dar poți să faci mai mult din ceea ce faci și e adevărat dar pot să fac, de exemplu, uite, cum am adus Zurli la cel mai înalt nivel posibil și dacă, exact. îmi dai, dacă îmi dai o fabrică de nasturi, eu voi folosi capacitatea mea de genialitate să fac din fabrica aia de nasturi cea mai tare fabrică de nasturi din lume, folosindu-mă de toate abilitățile pe care le am, dar nu cred că aș putea să fiu... Un profesor de matematică, de exemplu. Da. Nu, nu trebuie să facem altceva. Sau geniu nu înseamnă că el trebuie să facă de toate. Einstein okay. n-a făcut decât fizică bine. La matematică a rămas repetent, da? A fi geniu, cum ne-a demonstrat Silva, înseamnă să-ți folosești acele două emisfere. Ori pentru asta ai nevoie să te ajute ceva, meditația te ajută, iar rezultatele pe care le obții sunt mai bune decât dacă n-ai face-o. Bun, mai deci, bune decât dragi ascultători, dacă în ceea ce faceți voi, la job sau acasă, în relații, în tot ce vă propuneți, reușiți să vă Puneți mintea la muncă, puteți să obțineți maxim din ceea ce v-ați propus. De fapt, noi asta vrem astăzi, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că, dincolo de toate condițiile externe nouă, pe care le considerăm fie vinovate dacă nu ne-a ieșit, fie condiție principală dacă am reușit, putem să facem noi singuri. Da. mult mai mult decât facem. Putem categoric putem să facem noi, avem nevoie de de ajutor, pentru că nu ne învață la școală. Ancuța. Nu ești în stare să faci asta. Mirela. Bravo, ai fost în stare și tu să faci ceva. Părinții noștri ne ziceau acest în stare într-un fel peiorativ, din punctul lor de vedere, avea legătură cu determinarea noastră. Nu cu capacitatea. Și tu vii acum să-mi spui că, că toți avem stare. capacitate și că exact ceea ce spuneau părinții, determinarea mă oprește sau mă susține. De un joc de cuvinte foarte real, fii atentă. Deci, a nu fi în stare, în paranteză, poate fi gândit, bă, nu pot, nu e momentul, nu am determinare, n-am voință, bla, 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 da? Dar a nu fi în stare motamo înseamnă să nu fi în starea Fizică potrivită, fizică care și mentală. E și aici este, aici este secretul că Bun. noi putem să ne ducem într-o stare fizică măsurabilă, prin care să obținem starea aceasta de potențial maxim. Și asta este starea alfa. Unde ne ducem? Ne îmbrăcăm și ne ducem undeva. Nu. Putem, unde ne ducem? Putem să ne ducem la un curs, la cursul Silva sau la orice curs pe care noi îl predăm. Dar aș vrea să dau câteva sugestii. Poate îmi permiți. Te rog. Permiți, da? te rog. Da? Pentru că până să ajungem să practicăm și să standardizăm lucrurile acestea, putem deja să facem uh, un exercițiu simplu ca să ne 95% din ce facem noi în fiecare zi vine din subconștient. Corect. Cu această punere în stare, tu mă duci de fapt acolo? Accesăm subconștientul, da, da. Unde sunt resursele noastre. Unde există noastre. niște informații. Există resursele noastre, acolo e genialitatea. Ok. D și cum, și ce, adică e ca și când tu mă pui în stare Imediat. să intru în mina din capul meu, da? <laughs> exact, exact. Și acolo eu am niște diamante. Exact. Bun. Și în afară de faptul că mă înveți cum să scot aceste diamante și să le șlefuiesc și pe urmă să le vând și să fiu și mai bogată, Așa. Pot să și pun acolo niște... Uh, Categoric. Din ce în ce bijuterii. mai bine. Uite, am învățat astăzi. Din ce în ce mai bine. Din Așa. ce în ce mai ordonat. Bun, hai să vedem. Dumă în mintea din capul meu. În, în mina de aur din capul meu. Da. Ajută-mă să... Cum pot să ajung în mina asta și să-mi văd diamantele? Uh, va trebui să precizăm că ceea ce spun nu trebuie făcut acum. E da. foarte important. Că poate oamenii sunt în trafic sau... Nu știu, poate la serviciu sau nu Azi contează. să spunem doar niște pași. Exact, că, uite, să spunem pași. trebuie să spun cum am făcut eu prima meditație, da? Ție de și rog. tuturor ascultătorilor. Eram uh, într-un moment foarte greu al vieții mele. Foarte, foarte greu al vieții mele. Că de, de, de regulă atunci te trezești. Îți dă Dumnezeu câte una că vezi că ai vers pe pereți, vezi televers și uh, îți deschizi ochii. Sufeream foarte tare. Uh, tata era... Mm pe ultima sta de metri și am cunoscut pe cineva care m-a învățat cum să uh, îmi folosesc capacitatea mea de a înțelege ceea ce se întâmplă și de a accepta și de a merge mai departe. Și mi-a zis, ok, închide ochii și acum tu fii atentă la ce spun eu și eu mi am închis ochii și îl vedeam pe tata undeva într-un colț care zicea, doamne cât ești de proastă, asta doarme și ți ia banii. Și <laughs> eu în capul meu ziceam tată, pleacă, că sigur femeia asta... Te vede și pe tine dacă eu îmi citește gândurile. Și vede că eu vorbesc cu tata în gânduri care zicea, ești foarte proastă, cum poți să crezi în așa ceva? Asta a fost prima ta experiență? Prima cum? mea experiență de meditație, în care nu puteam să-mi scot pe tata din cap, uhum. care mă avertiza că am muncit degeaba, că tot nu sunt în stare să uh, uh, fac lucrurile așa cum trebuie. Cu siguranță că tata în continuare crede același lucru, îmi place să mi-l imaginez neschimbat. Dar am învățat cu doamna respectivă, pe urmă cu voi, chiar să fac aceste meditații și să intru în această stare în care să pot să așez cap. Acum tu faci meditație dinamică și tu faci meditație singură asta e o mare valoare, să poți să înveți să faci singur, să nu depinzi de cineva care să te conducă de fiecare dată. ai mergi da, da, la terapie. Fac singură okay. și cu toate astea intru pe grupurile voastre și atunci mm -hmm. când tu faci sfera. sfera și alte meditații, mă regăsesc în foarte multe care? lucruri și am învățat foarte multe lucruri de la voi. Hai să spunem câțiva da. pași. Ce înseamnă de fapt această meditație dinamică? Pentru că aș vrea pe urmă să te mai întreb câteva da. detalii pe care să le afle oamenii. Sunt cinci pași pe care, nu știu, poate vi notați sau reascultați emisiunea sau repetați, da? Sunt cinci pași simpli pe care oricine poate să îi rețină și să îi practice. Prima dată ne așezăm într-o poziție comodă, da? Preferabil nu culcat, pentru că atunci e posibil să dormim și nu mai este cazul, da? Deci în poziția în care suntem noi acum, cu spatele drept, cu mâinile neîncrucișate, picioarele neîncrucișate, adică într-o poziție realmente comodă. De da? ce neîncrucișate? Uh, având în vedere că corpul nostru este tensionat. Când vrei să meditezi și asta înseamnă să scazi frecvența creierului, ai nevoie de o stare de relaxare a corpului. Ori asta este demonstrat cea mai relaxantă poziție cu putință. Ori de câte ori încrucișez mușchii, acolo este o tensiune. Și nu vreau tensiune, pentru că e opusul relaxării. Da? Okay. Deci, prima dată avem poziția. Închidem ochii, da sau nu. Acum depinde că sunt persoane, de exemplu, mi-aduc aminte la evenimentul tău, mă uitam în sală când conduceam meditația, exact anul trecut. Sunt persoane care închid ochii și persoane care au o reținere să închidă ochii. Nu e nicio problemă. Rămâneți sau începeți cu ochii deschiși dacă vreți. Da, cel mai important este să începem să respirăm rar, adânc, leneș. De ce e importantă respirația? De cât mai multe ori. Este un mod de a începe să te relaxezi. De ce? Pentru că noi, acum, când vorbim, respirăm superficial și repede. Și atunci creierul nostru zice: Omul ăsta are ceva de făcut, e în acțiune, e alert. În momentul în care prin, prin respirație schimb ceva, respir lent, el zice ceva se schimbă, se duce la culcare, e relaxat, se oprește. Asta înseamnă că voi opri și eu funcțiile. Nu de tot, la relantii, da? Și mă ajută să-mi relaxez corpul și în același timp și mintea. Pentru că o minte nu o să fie niciodată relaxată fără un corp sănătos. Mai departe. Fără un corp relaxat, da? Deci, primul pas este să mă așez și să încep să inspir. De câteva ori, cât de des pot eu, până când simt că m-am lenevit, că m-am așezat, că mi e un pic așa Că m-am abandonat. Că m-am abandonat, exact. După care pot, e opțional, pot, de exemplu, să mențin această stare dacă simt că nu sunt perfect relaxat, pot să încep să număr de la 10 la 1. De ce descrescător? Pentru că descreșterea înseamnă scade, relaxează, micește, da? 10, și atunci e sugestiv. Apropo 7. de autosugestie. Uh -huh. E sugestibil pentru creierul. Creier, creierul meu zice ce deci mă duc în jos, jos. relaxare. Cobor, eu chiar îmi da. imaginez că mă duc pe scări. Pe scări, da. Așa. Deci de la Apoi? 10 la 1, de la 5 la 1, cum preferă fiecare, în, în ritmul pe care îl preferă. Apoi, sugerez ca... Uh, mai ales la început, ne fiind absolvenții ne mergând la un curs de meditație profesional, să cimentăm starea asta, adică să nu fie doar un exercițiu care e fain odată, să-ți dai seama că tu pe parcurs, pe măsură ce-l faci, el îți schimbă starea ta, adică tu începi să-ți controlezi starea, e foarte important să-ți controlezi tu starea, tu să meditezi, nu cineva să te conducă. Ei, sunt valențe și acolo, dar e important tu să te controlezi. Și atunci sugerez ca, la momentul acesta, să te proiectezi într-o amintire plăcută, în care te-ai simțit relaxat. Poate deci fost eu la... când am făcut prima oară asta, căutam. Uh, când am fost în vacanță în Thailandă, nu, 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 nu-mi place locul ăla. În sufragerie, nu, 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 nu la, în grădină, uh, la bunica, în curte, la... Mama, deci alerga mintea mea căutând acel loc. În continuare, eu nu am un loc anume, uh -huh. În continuare mai caut. Trebuie să vorbim despre asta. În continuare mai caut acel loc. Ok. Deci ne alegem un loc, pur și simplu. Da? Și dacă astăzi sau pe o perioadă de timp îmi place locul ăla, important este să mă duc în el, să mă proiectez în el, să simt liniștea aia de atunci. Da? După care ar trebui să fac ceva lucrativ, că până aici, de fapt, eu am accesat starea, m-am obișnuit cu ea, sunt în starea de geniu. Emisferele mele acum sunt cuplate și zic, ce ne dai de făcut? Asta e meditația dinamică, e lucrativă, are un scop. Ce ne dai de făcut? Și unii își programează ziua, alții au un proiect la care lucrează, alții pur și simplu își programează trezitul. Deci, de în acel moment, eu zi. mă gândesc punctual la, la ceva. ceva, la ceva. Moment. E foarte important. Dar dacă nu vrei sau încă nu știi să-ți clădești un proiect, te întreb să nu cumva să greșești și așa mai departe, poți să începi să vorbești cu tine. În fiecare zi, în orice privință, mă simt din ce în ce mai bine. Viața mai e frumoasă, Universul e prietenos, viața mă iubește. Am relații din ce în ce mai bune, din ce în ce mai armonioase, sunt din ce în ce mai calmă, sunt din ce în ce mai înțelegătoare, mai iubitoare, din ce în ce mai. E foarte importantă sintagma asta să o introducem acolo unde se poate. Și este suficient să vorbim cu noi în felul ăsta. Și atunci, dacă decid că aici atâta pot să țin minte și să fac și atâta am trebuie, pot să decid să ies. Și voi ieși prin inspirație, așa cum, a intrat, cum am și intrat prin inspirație lentă, și pot să și număr de la 1 la 10 sau de la 1 la 5. Fac exact ieșirea inversă intrării. E ca și cum m-aș fi dus și acum mă întorc. Și mă întorc și spun, mă simt din ce în ce mai bine. Știi ce mi-a plăcut mie foarte tare la uh, meditațiile dinamice pe care voi le predați în metoda Silva? Faptul că durează foarte puțin. Că poți să le faci oricând. Eu când simt că îmi fuge pământul de sub picioare, mă opresc puțin, de multe ori pot să fiu și în, în trafic, trag mașina pe dreapta, într-o parcare sau pe marginea drumului și fac strict ceea ce ne-ai învățat tu acum, atât cât să-mi liniștesc puțin capul și să-mi amintesc că nimic nu e atât de grav și că în afară de moarte, orice lucru din viața mea mai poate fi trăit încă o dată. Foarte fine ce ai spus. O să le spun ascultătorilor că mulțumesc. eu le recomand cu toată dragostea să vă caute, pentru că ce am povestit noi aici, din păcate, este 0,0000. Vreau să mai învețe ceva de la tine, ce eu am învățat și mi-a prins foarte bine. De fiecare dată când cineva îți face un compliment, uite, Anca, sunt foarte frumoase mărgelele tale, ești foarte frumoasă. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Primesc, 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 primesc. 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 Da. pentru că noi românii în special avem o problemă cu a primi uh, complimente, tot din educația veche vine cu, a, lasă, nu uh, am pus și eu ce-am găsit pe mine prin casă, le aveam acolo, uh, uh, tu vii și îmi clădești mie uh, ceva foarte frumos și eu vin și dau cu târnă copul. Da, așa am fost învățați și asta vine din comparația pe care școala și clădit-o să o facem. M-am tot gândit de când am renunțat la de când mi-am dat demisia din învățământ, am timp să mă gândesc de fapt cum este făcut învățământul ăsta și cum ne educăm copiii. Și este fascinant tot ceea ce eu am descoperit și acum îmi pare rău că nu mai pot să aplic la școală, am această nostalgie că mi-e dor de copii, da? dar aplic în cursurile cu părinților, cu copiilor pe care le organizăm. Voi faceți aceste cursuri și aș vrea să le spui în câteva cuvinte oamenilor unde pot să vă găsească. E foarte simplu, pe Google, oricine intră, scrie Anca și Cristi și apărem acolo cu toate cursurile și cu toate lucrurile pe care le facem, dar le-aș sugera, dacă îmi dai voie, grupul acela, din ce în ce mai bine, grupul de Facebook, unde noi avem foarte multe materiale gratuite, unde învățăm pe oameni să mediteze fără niciun fel de implicare decât de timp a lor personală, bineînțeles. Mi-aș dori foarte tare ca în întâlnirea de astăzi oamenii să fi schimbat puțin perspectiva asupra idei de meditație și de um, oprit. Timpul în loc și um, relaxat puțin uh, capul în momentul în care simțim că ne fuge pământul de sub picioare. Da, munca lui Silva este extraordinară. 22 de ani a studiat asta și a pus la punct toate beneficiile pe care le poți obține prin meditație, și deja este o metodă științifică. Deci, uh, ține doar de noi să ne informăm. Iar eu o să vă spun că de când am învățat să fac lucrurile acestea, eu n-am mai fost bolnavă? Uh, am uh, simțit când uh, starea de oboseală era uh, foarte mare și uh, am învățat să mă opresc cu pași mici și uh, foarte importanți și vă mulțumesc din toată inima pentru că mi-ați schimbat perspectiva asupra felului în care îmi privesc corpul și mintea. Anca și Cristi. Eu și îți mulțumesc. Vreau să profit de ultimele minute să le spun ascultătorilor că dacă n-au prins de la început de această emisiune, o găsesc pe Spotify sau pe canalul meu de YouTube. Și pe voi, dacă dau pe Google căutarea Anca și Cristi, vă găsesc acolo și pot să descopere niște instrumente foarte. Sănătoase, de uh, obținut mai ușor, mai bine și, într-un mod mult mai plăcut, lucrurile pe care le vrem de la viață. Starea de geniu. Acu simt că mai avem de povestit despre starea de geniu. Mai avem multe de povestit pentru că e un subiect foarte vast, dar dacă măcar cu un aha rămâneți la sfârșitul acestei întâlniri, eu sunt foarte fericită. Anca Jugănaru a fost invitata mea de astăzi, iar eu vă invit să mergeți să vedeți filmul Super Pietoni Izurli, care încă este în cinematografele din toată România și să intrați pe pagina Fundației Zurli să ne susțineți în campania Mesaje de Iubire pentru Copiii cu Branule. 15 februarie este ziua copilului bolnav de cancer și noi facem un eveniment în cele câteva orașe în care există spitale mari și susținem ca în fiecare zi copiii de acolo să primească o felie de speranță la viață, o felie de fericire pe care nu o putem Cântări niciodată. Nu știm câte kilograme de fericire am dus în fiecare zi în spitalele de oncopediatrie, dar voi puteți să faceți asta printr-un SMS la 845-2 euro, cuvântul acasă, și uh, participând împreună cu noi la uh, campania Mesaje de Iubire pentru Copiii cu Branule. Sumire la Retegan! Să aveți o duminică frumoasă, o săptămână minunată și să aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. Schimbă perspectiva! cu Mirela Retegan la Europa FM.